Un bărbat din capital a intrat în vizorul Centrului Național Anticorupție după ce a fost denunțat că ar fi pretins 6.000 de euro de la un antreprenor. Potrivit denunțătorului, banii ar fi fost ceruți pentru influențarea unor ofițeri din cadrul Serviciului Protecție Interne și Anticorupție al MAI și determinarea acestora de a grăbi documentarea unui caz de corupție. Agentul economic i-ar fi transmis intermediarului suma de 6.000 de euro în două tranșe, câte 3.000 de euro fiecare. În prezent se fac cercetări care vizează și alte persoane implicate în acest caz.